ușă. Cred că bate cineva în buric. Da, 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 nu! Mărlane, deschide ușa! Nu-i nimeni la casă, tanti! Mărlane, nu fi prost! Că doar te lăudai, că nu mai ești nătărău șerialului! Dar nu mă lăudam, tanti, chiar și sunt... Nu că și prost, sunt... Dar sper că nu pentru mine ai venit. Epa, da! Oh, inima mea! Ce frumoasă-i dragostea! Că eu te trăiesc! Dar nu pentru asta am venit. Stai liniște că e de bine. Ți-am găsit parohie! Norocosule, baftacosule, care ești tu! Doamne, mersi, o să am parohie! O să am parohie, o să... Doamne, ajută! O să ai, o să ai, doar dacă mă convingi că ești apt să ocupi o asemenea funcție. Că eu nu-mi pun obrajul în fața lui Dumnezeu pentru tine, fără să te verific. Te întâlnești cu Dumnezeu? Cândva o să mă întâlnesc cu El, sper. Dar de data asta era doar o metaforă. Trebuie să mă convingi că ești destul de evlavios, de smerit, de pios și cu mintea întreagă la cap. Subre și zmolit și pilos și tot ce-i zis matale, sunt zărut. Uite, dacă nu crezi, să n-am parte de șorici. Nu la asta mă referem. Ca să ocupi o asemenea funcție de onoare, trebuie să te recomande niște fapte creștinești. Ai făcut așa ceva de când te-ai întors în țară? Da, în fiecare zi fac, tati, fapte de-astea cretinești. Am zis fapte creștinești, nătărău satului, că de-alea cretinești faci fără număr, fără număr. Păi tu cum ai zis, băi, creștinești, n-am zis tot așa? Da? E atunci, dă-mi un exemplu. Ai ajutat pe cineva? Ai întors pe cineva pe calea cea dreaptă? Am convins o stripăriță să nu mai pledeze la bara din club, ci să se mute la ea de la tribunal. Ce, bă? Prestam la bară, ca toate stripărițele. Și am convins-o să se lase de striptease și să se ducă la școala de drept să se facă avocat, bre. Că și la judecătorie e bară. Nu știi cum e vorba, să pledezi la bară. Mărlane, n-am înțeles nimic. Tu vrei să mă zăpăcești la cap? Exact. Adică nu, tanti. Păi știi ce? Nu te cred până nu cunoști fata. Cine e? Să-mi o prezinți? Pentru că altfel eu sunt o mare credinciosul. Șeful, am și eu o rugăminte. Dați-mi și mie un salariu în avans, că ne-au mărit taxa școlară și dacă nu o plătesc până la sfârșitul săptămânii, nu mă primește la examene. Vai, măi, Nasi, te-aș ajuta cu plăcere, dar nu am nici și eu acum, pentru că i-am dat lui Baros toți banii, tot ce-am încasat. Și la bancă nu pot să umblu până la sfârșitul lunii, că pierd dobânda. A, dar vezi că poate au Ema și Van Damme, că ăștia strâng bacșișurile ca hârciogii, că vor să facă nuntă. Ia vezi. Anastasia, am nevoie de tine. Stai, să nu mă înțelegi greșit. Am nevoie de tine să mă ajut cu ceva. O știi pe baba, pe Măsangogu. Mi-a făcut rost să slujez la o parohie, dar nu poate să mă bage să ocup podul, să ocup postul, decât dacă fac o faptă cretinească. Ăsta, cretinească. Și mersi, bă. Și... eu i-am zis așa, că te-am convins pe tine să te lași de dans de striptease și să devii credincioasă. Și zic să lipsești tu două, trei zile până-ți convinge ea că e adevărat ce i-am zis. Mărlane, nu pot să nu dansez, că fix acum am nevoie mai mare de bani, că trebuie să-mi plătesc școala. Păi îți dau eu din cutia mile, o plătim și după ce ești preot, mă, și rog pentru tine, la bunuțul drăguțul Dumnezeu, să iei toate examenele. Ai vrei, te rog eu... Bine, dar doar câteva zile. Câte mersi mult, dragă Alexa. Ce faceți, mă? Păi tu vrei să nu mai dansezi câteva zile? Asta s-a rezolvat deja și încă pașnic. Da. Trabela, nu mă interesează Mărlan, nu înțelegi odată. Poate îl interesezi tu, bie. Mărlane, tu nu i-ai zis de ce ești aici? De ce sunt aici? Nu că n-am apucat să-i zic. Bine, păi atunci vă las să vă lămuriți. Ce să lămurim, mă? Despre ce vă iubire? Liniștește-te, tu știi că doar tu ești lumina ochilor. Amor, tu ești lumina ochilor mei. Nu, eu la altă panoramă nu mă uit. La... vreau să zic că altă femeie nu există pentru mine și cu atât mai mult anarhia. Ăsta...
Anastasia, care ea e cuplată, deja n-are cum să cupleze cu mine. Cu cine? Cu cine? Cu... ea e cuplată cu... cu Gogoașa. Anastasia și Costelușă sunt împreună? Costelușa-i meu are iubicică? Cine e? Stripărița barului, tati. Cine? Deci așa, îngelițatule, vrei să mă omori de inimă definitiv? Să-mi dai lovitura finală? Da, ce-am făcut, mămică? Asta și pe prostul. De fapt, nu ești un prost, eu sunt proastă, că am plecat acasă. Îmi o să șad acilea și să văd în ce ape te scalzi și cu ce stripărițe. Cu ce stripări? Te referi cumva la Anastasia? Deci adevărat? E, lasă, că de data asta nu mai pleacă, mămica, nicării. Și o să mă asigur că o să fii cu o fată cu minte de casă, nu cu depravata aia care se despăie în fața tuturor și care o să ardă în focurile iadului și o să te tragă și pe tine după aia, inconștientule. Să-mi arăți imediat unde să șad! Nastie, am mare nevoie de ajutorul tău. A venit mămica. Știu. Da, și tocmai... de unde știi? Ai vorbit cu ea? Și nu ai spus că avem doar o relație de prietenie? Nu. Nu? Nu, că nu m-am întâlnit cu ea. Știu de la Mărlanu că a venit. Mărlanu i-a spus că suntem împreună? Noi doi? Da, știu că e o chestie absurdă, dar vezi tu, mămica e de modă mai veche, nu vrea să plece până nu mă vede cuplat cu o fată cu minte. Adică eu sunt o stricată sau cum? Nu, iartă-mă, n-am vrut să spun așa, exact ce ți-am spus, mămica e de modă mai veche, știu cum să remediez situația. Păi, îi zici că a înțeles greșit și că ce fac eu e treaba mea. Da, da, chestia asta rezolvă numai jumătate din problemă. Cealaltă jumătate este de unde îmi găsesc eu iubita așa, netam-nesam, pentru că dacă nu îmi găsesc, mămica o să stea pe capul meu și să mă nebunească de creieri. Și eu cum să te ajut, mă, gogoșică, că n-am nicio prietenă disponibilă. Și chiar dacă aș avea, trebuie să te placă. Mă gândeam, dacă nu-ți cer prea mult, să-i spui că tu ești iubita mea și că te-ai lăsat de dans... De dragul meu, te rog frumos, și în felul ăsta împăcăm și baba și varza. Asta înseamnă să nu mai dansezi și să mă dau pocăită? Nu, da, dar numai câteva zile. Și în zilele alea în care nu dansezi, îți plătesc eu, dublu. Să scap de taxă așa de ușor? Mersi, Doamne! Dacă faci gestul ăsta și în fața lui mămica, ești perfectă. Te rog, vrei? Ok, dar doar câteva zile gogoșică și să nu cumva să ne pună să-i facem și nepoței că... Mersi, ceau! Fa! Auzi? Nu lui Gogoașă trebuie să-i ceri, pentru că are banii tot cu dobândă, că avem cont comun. Pupă, să vezi că mi-au concediu fără plată, că trebuie să învăț pentru examene. Oștele! Bă, băite, tu ești prost sau surd? Nu spuse că vreau să te văd cu o fătucă cu frica lui Dumnezeu, nu cu depravata asta? Pentru că să mă ierți că îmi folosi apelativul ăsta, dar să știi că eu sunt femeie simplă, de la țară și îți spun ceea ce gândesc. Mămică, dar nu e depravată, că s-a lăsat de dans, de dragul meu, și al școlii. Al școlii, zici? Da, mămică, că e studentă, la drept, mare puțin și termină și o să iasă avocat. Dar ce zic eu, avocatul, să iasă procuror de binele? Sau chiar judecătoare? Zici tu, iubito? Da, tanti, eu dansam doar ca să-mi pot plăti taxele școlare. Că și eu provin dintr-o familie simplă, fără posibilități. Dar acum că am găsit un bărbat așa, generos și bun, nu mai am nevoie să dansez, că mă ajută el să-mi finalizez studiile. Mulțumesc, Costeluș, că m-ai scăpat de focurile iadului. Iete, focuște bun. Mă fătucă că tu chiar ești credincioasă, ai? Deci n-ai mințit, Mărlane? Dar nu e Mărlan, tanti! E un băiat foarte bun și educat, să știți. Lasă, că nu la Costelușa, nu mă refeream, ci la părintele Mărlanelu.
Că am înțeles că și ăla și sta pe lângă tine să te convingă să renunți la zbânțăiala aia. A, da, bineînțeles, tanti. Dar cel mai mult am făcut-o pentru costelușul dumneavoastră, să știți. Aproape că m-ai convins. Acum, că te-ai convins că totul este în regulă, poți să pleci liniștită? Încă nu, că mai am o treabă cu mărlănelul. Hai, pupă fata și împac-o cu făcui de bravată. Hai mă, pupă mă, mă, totolule! E, așa e el mai rușinos, tanti. Nu-i plac tandrețurile de față cu lumea. Da, nu. Mersi, Doamne! Ai răbdare, băteața-i cu el, Costiu, care vă stă! Tanti, să știi că nu e mai acasă! Mărlane! Nu fii idiot, că nu te mai fac popă! Intră pe mă, scuzi, draică, sunt obosit că m-a rugat la bunuțul drăguțul de Dumnezeu toată noaptea să dea parohie. Și să știi că jumătate chiar te-a ajutat. Că am vorbit cu Anastasia și mi-a confirmat că ai contribuit și tu la întoarcerea ei pe calea dreaptă. Bravo! Da, ai văzut, tanti, că am avut dreptate. Deci a trecut testul. Da, dar numai jumătate. Numai jumătate, că cu o floare nu se face primăvară. Zi, acu, al cui duhovnic ești? Ce? Pă cine spovedești? Spovedesc multă lume, bre, și persoane importante sunt spuse, nu terchea perchea de ăștia pâine în buzunare. Zi una. Sunt spuitorul lui șefa de secție de la Chioreti, gaci ca lui Pupă, za lui Zerobia. Ai văzut-o mă tale când ai venit prima oară în vilă? Da? Și ea zic, când vine la spovedanie? Cine? Măta! Ochiul ăla de sticlă! M-am avut ochi de sticlă! Mi-a mai zis mie cineva, Chiorete! Înseamnă că a avut doi ochi de sticlă! Acum dau seama de ce s-a uitat picior peste picior! Iată, Doamne, că nu știe ce spune! Zi-mă când vine fătuca aia! Care-i fătuca? Azi e Romia, da! Nu vine! Nu vine că o poate să fie aici, că n-am parohie, mă duc eu la ea. Că așa economisește și timp și bani, că e extrem de ocupată sărăcuța, n-are timp nici să ducă, să facă ciuși. Când, uite, chiar acum trebuie să mă duc eu acolo ca să o spovedesc, mă da? Spus, că mai vorbim când vin, că n-am timp să mă spovedesc. Păi lasă foarte bine, că vorbim pe drum, că merg cu tine. Că ți-am spus că nu cred până nu văd. Toma necredincioșul. Șocărească, ești Toma Caragiu. Am un pont trăsnet spre Baros. Vorbesc încet că zidurile au pereți. Pereții au zid. Zidurile au urechi. Pereții au urechi. Să nu mă audă vreun turnător ceva, mă spune lui Baros că l-am pune o cărămidă de căști și mă aruncă pe fântul de bovițe. Doamne, ferește! Așa zic și eu. Ce? Ascultă cineva la ușă? Nu cred, mi s-a părut mie. Nu ți s-a părut că ușa era întredeschisă? Cineva a fost aici? Auzi, pontul ăla al tău poate să mai aștepte sau e urgent? Că vine o diseară la voi și mi-l zici atunci. Și mai bine, că diseară dacă veniți la mine, o să zic că vă spovedesc ca să nu se prinză turnătorii. Bravo, smălani! Sincer să fiu, credeam că e minciună. Cum să fie minciună, bre? Te mințeam eu pe matale? Nu numai că e minciună, dar... Ce? Nu numai că nu e minciună, dar ca să-ți dovedesc că e adevărat, am chemat-o și diseară la mine acasă să o mai spovedesc o dată. Bravo, bă! Mărlăne, tu te-ai tâmpit de binele? Vrei și-o basul patrafir de față cum era Bela? La asta nu m-am gândit, ce mă fac? Ce te faci? Pe mine mai convins, nu mai e nevoie să o chem acasă. Te duci și spui că s-a contramandat spovedania. Că ai treabă, pleci din oraș. Bună idee, mă duc să... Unde să-i zic că plec? Exact unde să pleci, la mine la țară. Dracului parohia. Și trebuie să vii o lecuță mai devreme ca să te obișnuiești cu treburile bisericești pentru slujba de duminică, că tu ai să oficiezi, fericitule. Hai, dar du-te și spune, și după aceea marci acasă la Moldoveancă și spune să-ți facă bocceluțele, că plecă. M-am săturat de orașul ăsta ca de nu știu ce.
Atâta praf și atâta mizerie și atâta îngălare. Oamenii răi. Nu, e așa de agitat orașul ăsta că nu mai suport. Eu stau și mă întreb de ce ai plecat tu de la țară de acolo. Că acolo e vorba aia, stratul de ozon e mai gros ca la noi. Respirația e altfel, verdeața aia, miroase a floare și a câmp. Mâncarea e bio și la cât de bună ești, ajungeai șefă de postă doi timp și trei mișcări. Cu leafă de 2 lei mârlani, că la țară nu poți să cer bani, că nu se întâmplă mai nimic, acolo și timpul stă în loc. Și bătaia de la bir din ziua lefii, numai că nu mai leafă. Slavă Domnului că am scăpat de acolo. Hai mă, Mirabeluțo, că exagerezi. Păi la țară, cei mai șmecheri, mai șmecheri, primarul, popa și șeful de post. Mârlani, decât regină în glod, mai bine-i salariate la oraș. Dar noi de ce naiba facem discuția asta? Vrei să te muți la țară sau ce? Să, Doamne ferește, mă, Mirabela, cum să mă mut eu la... Dar ziceam și eu așa, cât vorbeam să-mi erisesc carile. Alo, să trească Barosanu. În Nasti? Nu dansează pentru că... are de învățat pentru facultate și i-am dat liber. A, n-a plecat Barosanu, cum să plece? De ce să plece? Cum? Probleme cu banii? N-a, niciodată! Păi eu îi dau și în avans, că doar e angajata mea favorită. Da, da, diseară o să-ți facă numai ție un dans privat, sigur că da. Că doar ești fanul numărul unu, nu? Să trăiți! Anastasie! Da? Uite, au apărut niște încasări și pot acum să-ți dau bănuții aia în avans. Ha, nu mai e nevoie, am găsit în altă parte. Ce? Ce-ai găsit de lucru în altă parte? Mă răsti să știi că nu poți să ne lași cu fundul în baltă după tot ce am făcut pentru tine. Cât îți dau ea? Pupăză, nu! Nu poți să-mi spui bine? Am înțeles. Uite cum facem. Îți dublezi leafa, dar diseară te întorci la treabă și fără comentarii, că este comandă de la Baros. Vreau să spun așa, tati, eu tot m-am gândit, să știi, și nu sunt omul potrivit să viu la parohie, la matale acolo, că am căpătuit. Ăsta, am păcătuit. Ce? Da. Am necinstit biserica. Iote, iote să vezi și matale. Na, ce așa? Stai așa să-ți... Ce? Ia uite ea. Am avut o rătăcire de monument, anti. Ce? Asta, de moment. Uaf! 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 Nu-i nimic! Că dacă tot ți-ai dat seama că ai greșit și te căiești pentru porcăria pe care ai făcut-o, îți este greșeala pe jumătate iertată. Dar, din păcate, pentru cealaltă jumătate, îți iei adio de la parohie. Îmi iau, tati, îmi iau. Adio, dragă parohie, adio! Că oricum puteam să mă mut acolo la matare la Belciugatele, că nu vrea Mirabela. Ce, Doamne, iartă, m-ai zis, mă, că trebuia să vă mutați la mine la Belciugatele. Trebuia să fii doar tu, bă, duminica, la slujbă. Să o faci, o oficiez și până la prânz erai înapoi acasă, că de restul mă ocupam eu. Numai duminica. Numai duminica. Mă rog, și în zilele în care se făceau nunci, botezul și mormântări, unde ieșea bănuțul gros, prostule. Că nebunesc. Tanti, ceea ce-ai văzut nu e, pare ceea ce e și nu dispare ceea ce cum a fost, care să... Află... Ah, Gherina a vrut să fac alea, tanti. Gogu m-a convins să le fac. Da, că zis că face reclamă, că sunt preot, ca să mă cunoască Eloriașcă, dacă glumeți, mă îndrăgește. Și m-a prostit că nu mă pricep la filmări de-astea. De fapt, eu nici n-am știut că o să ajungă pe YouTube. Jur. Ah, împierițatule, am eu act de genunchii tăi, drept pe coș, dar nu că te trântesc. Nu numai că n-am dat-o afară, dar i-am dublat salariul ca să dea tot ce are mai bun din ea pentru tine. A? Nu că meri și eu un mic discount la taxă? Pupăză, îmi distrage atenția de la momentul artistic, mă. Ieși. Mă scuzi, vorbim după...
Bravo, Nasty Baby. Uestele, unde ești, Michael? Ce faci tu? Ne-ai zis că renunți la dans? Cine e asta, mă? Mama e, degajă terenul, că aici nu e casa de pensii și nici govora. Doamne, iartă-mă, dar se necesită. Core, ui dumă, dar o transform eu în pompe funebre, dacă nu ești afară în secundă. Yes! 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 Wow! Da, ți-ai păstrat dexteritatea, tanti! Auzi, n-ai putea să vii o dată pe lună? Ia-și afară și adu-l pe costeluș imediat! Da, să trăiți imediat! Te-ai dus? Da! Bine că veniști, natara usatului! Știi ce făcea, iubițica ta, aci de față, când tu serveai jos ca prostul la bar? Dansa în fața unui malac, că lupul schimbă părul, dar n-ar avuba! Să nu te mai prind cu asta, că te târnui! Nu e iubita mea, mămică! Cum crezi că mi-aș lua o nevastă pe care o pipăie toți bețivanii? Am zis-o doar așa, ca să te fac să nu rămâi aici și să pleci acasă. Iartă-mă! Dar nici nu aveam de gând să rămân, nătăraule! Am zis-o doar așa, la nervi! Trebuie să plec, am o grămadă de treabă acasă, că trebuie să-mi găsesc popă pentru parohie! Dar mă bucur că nu umpli cu floșturatica asta! Se vede treaba că ți-a venit mintea la cap de a-i rezista tentației! Exact, mamică! Acum poți să te duci liniștit acasă! Liniștită pe... Bă, iartă-mă! Că nu mi se văd la orizont nepoția pe care mi-i doresc! Degeaba ești frumoasă și deșteaptă, făi, dacă n-ai pic de caracter. Anastasia, iartă-mă, am mințit. Am spus-o doar așa ca să scap de ea. Ar fi o onoare pentru mine să fii soția mea și îți spun sincer, sărutul ăla pe care mi l-ai dat a fost... cel mai delicat și cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimele 1000 de episoade. Cine tu? Nu-i nimeni acasă, tanti! Ce dracu-i pe urmă? Au dat ăștia cu soluții pentru gândați față inima mă. Care nu-i nimeni acasă, tati! E pe jos, pe parchet, pe pariu jos. Doamne, nu o să fie pe partea asta.